viață cruntă transformată într-una de vis. Ionuț Tănase, câștigătorul de la Dansez pentru tine, este mai fericit decât oricând. A devenit tătic. În spatele fericirii lui stă Teo Trandafir. Eu am o relație cu Teo foarte strânsă. Eu pot să consider mama pe care n-am avut-o. Și a venit așa, nu știu cum, parcă am simțit. Ionuț își dorește ca Teo Trandafir să fie mama spirituală a copilului său. Va accepta Teo propunerea? Răspunsul în direct la Cancan TV. Iată că viața este frumoasă, dar uneori este și nemiloasă cu unii dintre noi, iar loviturile primite cu greu ne pot ambiționa să luptăm pentru un viitor mai bun. Ionuț Tănase ne-a dat o lecție de reușită și ne-a demonstrat că visele chiar pot deveni realitate. Câștigătorul ediției cu numărul 12 a emisiunii Dansez pentru tine mai are un singur vis neîmplinit, acela de a o avea nașă pe Teo Trandafir. Haideți să vedem câteva imagini. La început a fost foarte greu, nici măcar nu aveam unde să dorm. Dormeam pe unde apucam. Perioada în care am dormit pe scări de bloc, probabil că a fost una dintre cele mai grele perioade din viața mea. Am zis că nu rezist. Era foarte frig, era undeva pe luna martie, februarie-martie. Fiind foarte frig, nu puteam nici să dorm. De pe atât timp să mă plimb, să fac ceva ca să nu mă plimb, pentru că riscam să îngheț de fric sau să pățesc ceva, să nu mai trezesc. Copilăria lui Ionuț a fost una blestemată, cu o familie care se destrăma, cu un tată alcoolic și o mamă bolnavă de schizofrenie. Băiatul chinuit de destin a fost nevoit să-și ia viața în propriile mâini. A decis să se descurce singur, chiar dacă ceea ce urma să înfrunte depășea imaginația oricui. Pe stradă a cunoscut câțiva tineri care, în schimbul unui adăpost, i-au cerut imposibilul. Eram maltratat deja și tot timpul mă băteau fără motiv, mă chinuiau, îmi ziceau că nu e ok cât am adus astăzi și că se poate și mai mult, dacă nu mă prind și mă bat și că mă omoară și pur și simplu îmi era frică. Și de frică încercam cât de mult să produc pentru ei. Am fost pus și să fur. Tot de frică. Am fost nevoit să fur, iar toate cazierele și toate se spăgeau în capul meu. S-a desprins de acel anturaj și a reușit să intre în grațiile unor patroni de discotecă. Cu toate acestea, își tocea coatele pentru fiecare bănuț câștigat. Când ne vedeam pe ceilalți copii, mă simțeam singur. Pentru că nu era corect să întâmple lucrul ăsta. Pentru că nu a fost nici răi, ne-am dorit să ne țin de școală, am dorit să avem și noi o familie, dar avem o speranță, ne rugăm la Dumnezeu și mă rugam la Dumnezeu ca să fie o viață bună, mă rugam ca măcar să mă întâlnesc într-o bună zi cu frații mei. Îmi doream într-o zi să se întâmple ceva cu viața mea, îmi doream. Salvarea a venit dintr-o pasiune născută peste noapte. Dansul a devenit pentru Ionuț Tănase gura de oxigen de care avea nevoie și care i-a deschis calea către un nou început. Și promit lui Ionuț, care mi-a devenit foarte drag, și familie, în aceste zile pe care le-am petrecut împreună, îi promit că îi voi fi alături, îi promit că ne vom uni puterile, credința, determinarea, ambiția și tot ce avem mai bun în noi ca să ducem visul lui acolo unde și-a dorit el. Participarea lui Ionuț Tănase în sezonul al 12-lea al emisiunii Dansez pentru tine a transformat destinul tragic într-o realitate de vis. De la un simplu concurent, alături de Jojo a reușit să fure inimile și voturile celor de acasă, dar și pe cele ale juriului. Echipa câștigătoare a sezonului cu numărul 12 este formată din Jojo și Ionuț! Felicitări!
viața l-a recompensat așadar pentru toate lacrimile uscate pe obraz în copilărie și nu doar prin intermediul premiului cel mare de la Dansez pentru tine, ci și pentru că la preselecții și-a cunoscut jumătatea vieții, pe Camelia. Iar acum 4 zile, Ionuț a devenit tătic. După 4 luni am cerut-o de soție. După 2? După 2 luni? După 2 luni? Și, da, după 2 luni. După 2 luni. Acum am făcut cununia civilă. Urmează să facem și nunta. Tot în vară, micuțul Matei va fi creștinat, iar următorul mare vis al lui Ionuț este ca Teo Trandafir, cel mai puternic susținător al său, care l-a încurajat pe parcursul competiției Dansez pentru tine, să-i boteze băiețelul. Eu am o relație cu Teo foarte strânsă, eu pot să consider mama pe care n-am avut-o și a venit așa, nu știu cum, parcă am simțit. Oare Teo Trandafir va accepta propunerea de a deveni nașă pentru bebelușul lui Ionuț? Aflăm răspunsul în această seară la CanCan TV. Un tată fericit! O poveste emoționantă! Dacă Ionuț va reuși să transforme în realitate și această ultimă dorință de a o convinge pe Teo Trandafir să-i boteze băiețelul, rămâne de văzut. Deocamdată îl invităm alături de noi pe Ionuț Tănase! Bine ai venit! Felicitări! Ești proaspăt tătic! Nota 10? Da. 10! 10! 10! E un băiat foarte strong, așa. Puternic? Puternic, sănătos. Doamne ajută, mulțumim frumos! A fost, adică, cel mai greu moment ăla când am născut, pentru că, dai seama, știi cum e, fiecare părinte vrea ca copilul să fie sănătos. A fost greu, dar a mai fost un moment extrem de greu. Când l-ai luat prima oară în braț. Dar nici nu mai am. Nu mai am. Ce că nu mai puteam, că eram tot plâns, nu mai știu ce să mai fac. Eu am asistat la naștere și că nu mai. Hai să ne îndreptăm spre canapea, să ocupăm loc, pentru că trebuie să ne povestești asta. Este, practic, pot să spun, prima dată în viața ta când ai o familie, în adevăratul sens al cuvântului. Da, este exact familia pe care mi-am dorit-o. Și sunt foarte fericit și sunt foarte mândru de mine, pentru că este familia pe care eu mi-am creat-o. Nu știu. Mai au emoții, nu știu de ce. Pentru că nu e ușor în ziua de azi să faci o familie și să-ți găsești lângă tine jumătatea și persoana în care tu poți să-ți împarți viața, sau mai ales persoana în care tu poți să-ți încredințezi toate sentimentele și tot ce ai în tine și dorești ei și împreună să împărțiți tot ce înseamnă viața asta. Dar Dumnezeu te-a răsplătit pe tine pentru tot ce ai suferit. Pentru că ai cunoscut-o ca printr-un miracol pe soția ta. Repede, da, au evoluat lucrurile între voi foarte repede. Și au mers, adică au mers de la sine. Vă dați seama, adică mi-a copiat numărul de telefon de pe formularul pe care eu completam pentru preselecție. Ce poate să fie mai frumos de atâta? Așa peste umărul tău? Da, pentru că eu eram în grabă, pentru că eu am vrut să mă întorc înapoi de la preselecție când am văzut câtă lume e și mi-a fost frică și zic, Doamne, eu nu mă duc, mă fac de rușine. Și m-am întors înapoi și deja era pe sfârșit și preselecția deja se terminase scrierile. Și așa pe fugă completam formularul pe ușă și era în spatele meu, că mă recunoscuse la România Talent, că a fost tupa mea. Și așa peste umăr mea la numărul. Și în gara am primit un mesaj și mi-a scris un mesaj așa. Felicitări, ai fost foarte tare astăzi, tu vei fi unul dintre cei 8 concurenți care vor intra în nouă sezon pentru tine și vei câștiga marele premiu. Asta s-a întâmplat cu 6 luni înainte să înceapă Dansez pentru tine. Iar tu ții minte toate detaliile astea. Da, pentru că astea sunt detalii care contează foarte mult. Dar ți-a purtat un noroc fantastic. A fost practic talismanul tău. Parcă am simțit ceva așa în mine, nu știu cum, ceva ce n-am simțit niciodată. Parcă am simțit că ăsta e momentul meu, ăsta e momentul meu să fac ceva în viața asta. Pe care l-așteptai tu de viață. Și iată că ați ajuns până în punctul în care acum aveți un copil, Matei, să vă trăiască, să fie sănătos. Ne povesteai, înainte de a ocupa loc pe canapea, cum a fost momentul în care l-ai ținut prima oară în brațe. Da, nu știu, acum mi-e foarte greu să vorbesc pentru că mi-au toate emoțiile posibile. Deci nu știu, și aseară, azi dimineață, noi am adormit la 6, pentru că el abia doar, el a fost prima zi acasă. Și mi-e greu, deci mi-e foarte dor de el. Nu știu. E gălăgios? E bebele meu, e perfect. E din dragostea noastră și e din sentimentele noastre pure. E ceva minunat, ceva ce Dumnezeu lasă fără cuvinte. Ionuț, tu ai avut o viață grea cel puțin până acum, sau cel puțin până ai intrat în echipa Dansez pentru tine. Acolo deja lucrurile au început să evolueze pozitiv, da, în viața ta. Însă ești tânăr și tu și Cami sunteți foarte tineri.
Tu știi prin ce ai trecut. E greu să ai o familie în ziua de azi. Vei face orice, te vei lupta. Da, deja, deja. Și vei merge până în pânzele albe pentru a reuși să ții familia asta și poate să-i oferi copilului tău ceea ce tu n-ai avut niciodată. Exact asta, feeling-ul ăsta l-am. Nu vreau să-i lipsească absolut nimic. Deja am o grămadă de planuri. Ce trebuie să iau atunci? Ce trebuie să iau atunci? Deja mă pregătesc, îmi pun bănuți deoparte. Vreau să facem un cont special pentru el să aibă până 18 ani. Vreau să îi facem viața cât putem de ușoară. Tot ce avem noi să-i dăruim lui. Tu nu ai avut acest noroc. Da, nu, eu n-am avut acest noroc, din păcate, dar nu judec pe nimeni, nu judec părinții mei, nu judec pentru ce s-a întâmplat. Așa a fost viața mea să fie și probabil că Dumnezeu așa a vrut să fie pentru că mai departe să mă răsplătească într-un mod mult mai frumos, pentru că acum probabil cine știe ce aș fi fost, acum nu știu. Știi să apreciezi, Ionuț. Exact. Ai trăit prin scări de bloc. Da. Erai aruncat în stradă de către locatarii blocurilor respective, bătut, înjurat. Da, astea sunt nimicuri. Cele mai grave erau acelea când eram iarna și dormeam în scara de bloc, dormeam la patie pentru că nu mă lăsau să stau nici la etaj și aruncau dimineața cu apă rece pe mine, cu găleata. Și te și alungau afară și în frig. Și mă și aruncau așa în frig. Și ajungeam la spital și nu vreau să mă primească și greu. Stăteam undeva să mă încălzesc în beci, unde pe apucam. Nu știu, sunt niște amintiri pe care, și dacă nu vreau să mi le aduc aminte, mi le aduc aminte. Nu știu, au rămas întipărite, dar pot să le spăl cu ce se întâmplă acum. Noi, să știi că avem multe surprize pentru tine în această seară și sperăm că poate să-ți aducem o fărâmă de zâmbet și de bucurie atât ție cât și Cameliei. Deocamdată știu că avem un coleg, și anume Marius Niță, care încearcă să o găsească pe Teo Trandafir, pentru că Teo este acel vis pe care Ionuț îl mai are, și anume faptul de a-i boteza copilul. Teo să-i boteze copilul lui Ionuț. Bună seara, Marius! Bună seara, Marius! Unde ești? Bună seara, dragilor! De mine nu v-ar fi fost milă că stau în frig afară, dar o facem pentru o cauză specială. Și anume, vreau să vă spun că Teo se află la studiourile Media Buftea, Media Pro, unde filmează pentru serialul Pariu cu Viața. O să vreau să încerc să mergem în culise, acolo unde posibil să o găsim. Ea nu știe că mergem peste ea în acest moment. S-a obișnuit cu ultimele noastre apariții în ultima vreme, ba la ea acasă, ba dându-i un telefon și aș vrea totuși să vedem... Stai că e domn profesor. Să fii atent, Marius, cu Teo, pentru că ultima dată ți-a schimbat ținuta. Nu mă duc acasă pentru că suntem în direct. Poftim? Suntem în direct. Am crezut că faci și tu sfântă filmare, ca un om. Sfântă filmare? Poți fi și doar o filmare. Bună seara! Bună seara! Gata filmările? Gata, mulțumesc frumos! Mergi acasă? Păi și unde, Doamne iartă-mă, Sfântă Paraschivă, vrei să mă duc la ora asta? Mă uiți la voi la emisiune, că am auzit că aveți invitat scălbă. Uiți la noi la emisiune? Păi când ajung acasă, ce crezi că... Nu vrei să vii la noi în emisiune? Degeaba așa? Adică bună ziua, Borșave? Unde degeaba, vrem să-ți facem ție o surpriză, dar și unora care se află în acest moment în platou. Vanici, spunem că e disperată. În ce sens disperată? Să mă vază, să mă auză, să mă privească. Toată lumea vrea să te vadă, nu doar Vanici. Mă bucur că te revăd iar. Je glume, cum on dit en français. Evident. Uite, am pregătit și un taxi. Dacă vrei să te duc până la platou și din platou te duc și acasă cu taxiul ăsta. Dovezi ce scrie pe el? Zice, don't forget your shit in the cab. Adică o să am grijă să nu-mi uită pudriera. La detaliul ăsta n-am fost atent. Vreau să... Tai detaliu, măi! Vreau să te fac să te simți bine, să fii amuzantă, pentru că urmează... Un moment emoționant, n-am venit peste tine doar ca să te salut, ci să... frigniță, comprimă, cum ți se comprimă și ție. Te-aș invita la mine în mașină. Ești nebun, ai venit cu mașină? Păi normal, cum puteam să te duc pe jos până în studiourile astea să ne mănânce? Te-aș fi luat pe o plimbare pe marginea lacului, dar nu cred că e cazul. Nu, că nu mi-aduce noroc la cuvânt. Se supără domn profesor dacă te iau cu mine? Tu n-ai înțeles relația între domn profesor și mine, frate, de 25 de ani suntem prieteni, se supără acum la bătrânețe? Nu știu, ești? Vă aduce imediat. N-ai venit o primă. Cine a mai fost? Bărbații din viața mea. Aici vrei? Da. Pe umila pachetă din spate. Nu, acum glumim, dar unde mă duci? Pe bune acum. La Cancan TV. Ca să? Adică bună ziua la Cancan TV și eu ce vorbesc cu Artene, ce vorbesc cu Vandi, ce vorbesc cu... Dacă ți-a spune de acum, n-ar mai fi surpriză. Da, e de bine că sparg ochelarii, jur. Ți-am făcut noi ceva vreodată de rău, în afară faptului că am venit de Paște și te-am deranjat cu un coș și nu eram pregătit și alte lucruri. Noroc că nu e coșul la care mă gândesc eu acum.
Mai îmi iese din când în când, când am trecut de perioada pubertății. E bine așa? E bine, rămâi acolo că urc eu la volan, ai încredere în mine? Da, da. Bine, hai să vedem dacă putem să și mergem, să și conducem, să și vorbim în același timp. Luminile sunt aprinse, ți-e frig? Uite, dau pentru tine căldură la maxim și dacă vrei și muzică, dă-i și muzică? Dă-i și muzică, dă-i și muzică. Uite, am Lana Del Rey acum. Îți place? Dă-mi ceva să știu și eu. Ai și tu un post mai pentru... Eu am are CD-ul, și CD-ul cu manele. Îți place? Oh, mai lu repede. Asta, tu mă duci la emisiune sau îmi pui muzică? Păi, poți să ne simți bine, vreau să ne simți... Uite, Pink, try. Îți place? Da, maxim. Da. Maxim mă reprezintă. Nu mă reprezintă și pe mare. Și văd la cancam.ro, știi? Poveste de incendiară între nu știu ce și nu știu ce. O să face și o rimă, o ceva. Niță îi dă guriță. Niță i-ar da talpă mașinii să ajunge mai repede că... ce trebuie să fac? Să-l bag în viteză. Nu, gata, am băgat în viteză. Dăm semnal și ne deplasăm în direct. Marius, eu zic că mai bine ar fi cazul să conduci ca să-l aduci pe tău în siguranță. Eu nu am încredere în tine. Cât încredere să ai să mergi cu cineva în momentul în care spui ce trebuie să fac? Să bag în viteză? Aia, nu! Nu băga în viteză! Hai, Marius, conduci și vină repede. Te așteptăm aici în platou. Vă descurcați, eu trebuie să fac și pe reporterul. Trebuie să fiu și șofer în același timp. Trebuie să văd și drumul cu la... Important e că vă aduc pe Teo Trandafir în platou, exact. Să realizăm ceea ce știi ce n-am făcut? N-am pornit farurile. Gata. Acum vedem și drumul. Gata. No, nu înțelegeam de ce nu se vede. Cred că ar trebui să întoarcem puțin pe aici. Da, Teo, nu, uite, aș vrea să-ți dau un indiciu de ce mergi la noi în platou. Hai, cântă, uite, dau mai tare, fii atentă. Marius, dă-i ei microfonul mai bine. Marius, dă-i ei microfonul, tu conduc. Uite. Despre asta este vorba. Așa, bagă-mă la căldură. Mița, mă pui să gând pe cuvântul meu de onoare. Să sperie estimații de la spectatori. Nu, îi amuzăm, îi bine dispunem. Vreau să te întreb dacă ai idee ce s-ar putea întâmpla la noi în platou. Eu îți dau un indiciu. Bine. Codul portocaliu, mâine copiii nu se duc la școală. Bine, fericit sunt, da, stai să vezi și codul roșu în ce alertă te băgăm noi pe tine în seara asta. Băi, mă, m-am tras pe cuvântul meu, e toată lumea ce e în alertă cu codul despre nu noi. Pește prăjit. Toată lumea, dezbatem codul portocaliu în seara asta. Cu codul, numai tu ai o problemă cu surpreza, dăm hintul, ăsta e indiciu. Că... Indiciu este vorba de un bărbat din viața ta și când spun asta nu mă refer la tatăl tău sau la soțul tău, tău sau nu știu la cine. Este vorba de un bărbat, atât. Nu există bărbați în viața mea. S-ar putea să fie o surpriză, știi că noi avem paparații Cancan, care tot timpul te mai găsesc prin oraș cu vreunul cu altul, poate s-a trezit unul să vină la Cancan să spună că are o relație cu tine și că te-a scos la un cico. Romica, ai vorbit, Romica? Ce-am vorbit eu cu tine, Romica, să rămâi între noi? Am întâlnit cu Romica la un moment dat și după povestea cu Viena și nu știu ce și Romica s-a pus pe plâns și toată lumea a întrebat, bine mă, Dita mai omul care face oamenii să zâmbească, foarte sensibil om. Dacă l-a spus să-mi facă declarații, să știți că îl cred. Omul s-a rugat cu copiii acasă, Niță, ce mă pui să fac în postul Paște de bună vestire, apropo, la mulți ani. Am ajuns. Așa, și ce ești înspăimântător așa? Ce crezi că nu știu să dau cu stânga auto, mă? Sper că nu mie. Păi nu ție, bărbatul e misterios în viața. Ce bărbat misterios, băi, frate, băi? Ia să văd eu, măi. Să vedem despre cine este vorba, zic, nu? Stai, lasă-mă să-ți deschid portiera, să o închid la loc, să fiu sigur că... Am dezobișnuit cu bărbații în viața mea. Știi cum? Îmi închid singură lănțișoarele la spate. Deci sunt mărgelele. Hai ce platou, ai mai fost, cunoști drumul. Te-aș fi legat la ochi ca să nu vezi din prima despre ce e vorba, dar stricăm frumusețe de machiaj de la filmările filmului. Mai bine rămâi așa frumoasă cum ești. Intră mai... Dar nu te uita în platou. Te rog, hai. Eu eram bărbatul misterios din viața ta. Artene, și tu. Eu eram bărbatul misterios. M-am decis să spun adevărul. Artene! Are you sure about this? I'm a big woman. M-am decis să spun adevărul. Eu eram bărbatul misterios din viața ta. Mă scuzați. Mă trece așa câte un mișcare. Și pe mine,
Teo! Da! Să mor! Să mor! Ești nebun! Mama! Mama! Pui! Pui! Nu puteam să... Nu puteam să... Eu sunt bărbatul, până la urmă. Eu sunt bărbatul. Și ce nu ești? Eu sunt, da, sunt. Eu totul văd ca pe puiul meu așa și nu-l văd ca pe bărbat. Iartă-mă că nu m-am gândit la tine, dar tu pentru mine chiar așa vreun feroce, vreun mascul nu ești. Ești puiul meu care are pui mai nou. Am plâns împreună foarte mult la început, dar trebuie să vă povestesc după ce mă decortic. Și după o scurtă pauză. Hai să luăm o scurtă pauză. Mulțumesc! Suntem din nou la Cancan TV alături de Ionuț Tănase și de Teo. Da, eu... Puiul mami. Iertați-mă, sunt parașutată complet. Am venit dintr-un frig îngrozitor și am intrat într-o căldură sufletească foarte mare. Mm-hmm. Chiar dacă sunt puțin explodat, așa nu o să vă supărați pe mine în seara asta. E emoționant pentru mine, fiindcă noi doi avem o poveste de iubire înainte să știe el. În acest moment, mai e cineva care se uită la televizor, cineva pe care tu-l iubești și care e fii mea. Și... Hello! Bună, Maia! Și care m-a văzut în niște ipostaze noi pentru ea când tu evoluai pentru prima oară în acest concurs incredibil în care am văzut lucruri. Am plâns de fiecare dată pentru că povestea lui nu e vorba că stârnea ferească Sfântul Milă, ci stârnea o bidă și o dorință de a-l ajuta într-un fel și n-avea cum altfel decât cu gânduri bune și cu rugăciuni la Dumnezeu. Eu știam că o să-i aduc ghinion și atunci vreau să-ți mărturisesc pentru prima oară un lucru. Nu te-am văzut dansând, decât foarte rar. Spre sfârșit nu am mai putut să mă uit, pentru că știam că ți-aduc ghinion și mă băgam în baie de fiecare dată și ca să nu mă vadă fiima plângând în halul în care plângeam, că plângeam de parcă foarte rău. Și la sfârșit nu te-am văzut. De-aia mi-am cumpărat toate revistele cu tine. Ca să te pot vedea după aia. Teo, cum ți-ai intrat la suflet? Când ți-ai intrat la suflet? Pe rând, tovarăși, pe rând. Prima oară l-am văzut la televizor, ca toată lumea. L-am auzit spunându-și povestea cu această privire și cu acest zâmbet, căruia nu-i poți rezista. Oriunde ai fi, în orice parte a casei, trebuie să te duci să vezi cine vorbește. Și era el cu vocea asta și cu sinceritatea lui și cu puritatea lui. Și cel mai rău și cel mai rău m-am supărat atunci când a spus că încerca să doarmă în scări de bloc și ieșeau vecinii să-l ude ca să nu stea acolo. Copilul meu e un copil foarte înțelept și foarte pregătit pentru viață, care știe de unde vine ghinionul și unde poate să te ducă el. Și am recunoscut lucruri care s-ar fi putut întâmpla, adică știi cum e când plângi degeaba pentru lucruri care nu s-au întâmplat. Și am început să plâng de furie. Cum este posibil să nu aduci în viața ta un copil frumos, mă, și urât să fi fost. Un copil bun, un copil muncitor, care nu-și dorește altceva decât să învețe și să fie un, hai să spun un cuvânt nepotrivit, cetățean al acestei țări. Asta ne-a învățat pe noi Iisus să facem? Că suntem în sfântă sărbătoare. Nu ne gândim niciodată că am putea fi pedepsiți și hai trecând de asta. Că singurul care ne poate judeca este Dumnezeu și care poate judeca asta. Cum să faci tu gestul de a ieși și de a arunca apă pe un copil? Deci am înnebunit. Am înnebunit. Am înnebunit. Și din clipa în care am început să-l înțeleg și din clipa în care am văzut în ochii fiicei mele ce am văzut, și anume înțelegerea profundă a acestui lucru, dincolo de cuvinte, pentru că ne-am privit în ochi și atât, am simțit că noi doi suntem conectați într-un fel. Unul dintre prietenii noștri de pe Facebook ne-a făcut lipeala, ca să mai ieșim puțin din această chestie din care s-ar putea să iasă cu plânsete. Și ne-am scris, n-aș fi crezut că o să mă bage în seamă vreodată, pentru că era... Eu credeam că dumneavoastră nu o să mă băgați în seamă. Eu credeam că tu nu o să mă bagi în seamă, no, pentru că cine eram eu? Eram nimeni dintr-un noian de oameni care te admirau și care erau lângă tine și mai ales după succes, zic, mamă, să vezi că o să se schimbe, pentru că oamenii se schimbă din pricina gloriei și din pricina banilor. Așa e. Calitatea ta uriașă de om te-a făcut să nu. Dar oamenii se schimbă, îmi pare rău, Ionuț. Și credeam că ești un om ca oricare altul. Și n-am făcut altceva decât să-ți spun că sunt lângă tine indiferent ce. Răspunsul a venit repede.
Am urlat și am țipat în toată casa, am dat telefon tuturor prietenilor, parcă mi-ar fi scris, mie mi-a scris pe Facebook Mircea Cărtărescu, da? Deci, vă rog frumos. Am făcut ca toate visele 2 săptămâni, cu Ionuț mi s-a întâmplat același lucru. După care am început să ne scriem. El avea mii de like-uri, like-uri, like-uri. Eu mai dădeam și eu cât un like și vedeam că scrie mulțumesc frumos mie. Zic, hai că am început să contez pentru el. Normal. Și la un moment dat, începem să vorbim din ce în ce mai des, ne-am sunat, ne-am dat numărul de telefon pe Facebook, parcă suntem tâmpiți. Și am vorbit și ne-am recunoscut și ne-am înțeles și ne-am așa. După care mi-a spus că pleacă la Petroșani. Da, trebuia să plec la Petroșani. Și fiima venit cu o idee. Zice, mami, dar dacă aș face un ghiozdan, am un ghiozdan nou. Fiima avea un ghiozdan vechi pe care îl folosea și un ghiozdan nou pe care îl cumpăraseră în septembrie să fie să se găsească. De obicei, ghiozdanele se rup când nu trebuie. Să fie unul în casă, că nu se știe ca pământul. Și îl umpluseram cu rechizite. De la caiete, la creioane, carioca, tot felul, tot felul. Și fiima zice, ce ar fi să-i dăm ghiozdanul cu totul? Bun, și dacă îi dăm și cărți pentru frățiorii lui? Și dacă îi dăm și cărți? Și dacă îi dăm și haine? Și dacă îi dăm și valiza? Și dacă îi dăm și... Și am început să facem bagajele. Când am plecat, am plecat, abia am plecat. Da, abia am plecat. Nu numai din cauza faptului că era însoțit de valize. Dar a plecat cu greu pentru că eram cu lacrimile în ochi. Nu vreau să mai plece de la noi. Și el a văzut aripile de înger ale fimii pe draperii. Sunt lucruri pe care eu nu prea le arăt. N-am făcut ordine când a venit el. De obicei, lucrurile astea sentimentale, noi le cam strângem. Să nu vadă lumea toate alea. La el n-a fost așa. Ce l-a întrebat Maia? Ce a vrut Maia să afle de la tine? Ai, Maia a vrut să afle multe de la mine. Da. În toate, cred că contestele m-a întrebat. M-a întrebat primul rând de mamă. Cum e... nu știu cum să zic. Cum eu mereu să nu ai o spus, mamă? Da, cum e să nu ai o mamă? Și nu știam cum să-i spun. Și a fost o întrebare... Știi cum e? Că pare o întrebare simplă. Cum e să nu ai mamă? Adică pare simplu. Eu n-am putut să-i răspund. Eu n-am avut și n-am știut ce să răspund. Pentru că nici nu vreau să o doară într-un fel sau nu știu. Și n-am știut ce să-i răspund. Și am dat exemplu pe doamna Teo, doamna Fier. Și am zis că este o norocoasă că era așa mamă. De-aia o și găsit de mama mea. Chiar e mama pe care n-am avut-o. Eu sunt cu atât mai fericită cu cât... Pentru telespectatorii care nu știu, pentru că voi sunteți apropiați și știți, eu am hotărât să-i spun mai despre ce e vorba în propoziție când a început să înțeleagă. Și am explicat cu atenție și cu grijă și cu cât curaj am putut că ea reprezintă lumina din viața mea, că este norocul meu, că este mândria mea, că viața fără ea ar fi fost imposibilă și că, într-adevăr, nu a crescut în burtica mea, ci în inima mea. Și că este ca un copil ca oricare altul, că am avut șansa extraordinară să ne întâlnim în alte lumi, în alte sfere, ceva s-a întâmplat și că ea așa a venit odată și m-a întrebat foarte abrupt ce înseamnă adoptat? Și am răspuns la fel de abrupt și la fel de sincer. Înseamnă adorat. Un copil adoptat este un copil dorit pentru că se întâmplă în viața fiecărui om să aibă fiecărui om, în viața anumitor oameni, să se trezească cu un copil în viața lor. Al lor sau al partenerului lor sau... Nu poți să știi. Și să ai în momentul ăla o rezervă oarecare. Sigur, ea trece, fără îndoială. Dar ca să adopți un copil trebuie să faci niște lucruri, trebuie să gândești dinainte. Iar noi am avut norocul ca primul chip pe care l-a văzut când a deschis ochii să fie al meu. De asta, între Ionuț și Maia s-a legat această chestie pentru că Maia știa ce să-l întrebe. Maia nu e un copil căruia i s-a ascuns nimic pentru că am avut întotdeauna încrederea nebună de a merge pe mâna ei. Și voi două când ați rămas ca fetele așa după ce a plecat Ionuț la Petroșan? Îl consideră frățiorul ei într-un fel, dar nu explicit. Maia când vorbește despre iubire, vorbește rar și nu înțelege încă așa cum știe că o va înțelege. Adică înțelege că nu înțelege tot. Și a simțit relația de fraternitate între Ionuț și ea. Și adesea când ne uităm la poze sau când scot eu revista, că știi că eu am reviste cu tine și așa, și ne uităm, eu pun pe Facebook, pe contul meu, intim, contul meu mic, pun poza cu Jojo și cu el, ca să-mi aduc aminte că există frumos pe lume. Și mai a văzut asta. Și m-a întrebat, dar când mai vine Ionuț până la noi? By the way,
Ia treci, măi, la treabă, măi, copile, mă. Te așteaptă sorta în prag cu marama pe cap. Dar acum ne-am văzut când? Nu de mult. Nu de mult, ar trebui să mai prestăm. Da, dar cum? Mai des. Mai des. Mai des. Mai ales acum că avem pui. Da. Cum ai primit vestea asta cu puiul? Păi prima, a doua sau cum am născut? Am născut pe WhatsApp. Nu știu, păi spune-mi tu. Tu nu le-ai zis nimic? Nimic? Nu. Cum am născut pe WhatsApp? Nu. Nu le-am zis nimic. Și eu am voie să le zic? Da, aveți plăcere, aveți o nouă. Păi nu mai bine le zici tu? Dar acum o să-mi spui, sunt un mare dansator. Plângeam eu sunt împreună. Halul care am plâns împreună. Da. Pe WhatsApp. Da. Ați plâns împreună? O, cum? Da. Cum adică? Adică el stătea și scria mesaje cu tine și în sala de naștere. Și spunea, tu acasă. Stați puțin că mă duc să nu știu ce. Plâng într-una, eu și eu la fel. Și am început cu de-alea. Eu cel puțin mi-am pierdut capul și am început să-i scriu mesaje lui Bebe. Bine ai venit în lumea asta, în familia noastră. Bine, vai de mine, halul în care așa, am putut să așa gerim. Am născut. Am născut împreună, eram căpiată. Pot să zic așa am născut, da. Vai. Și eu țipam și făceam ca toate visele și eram singură în casă și n-aveam cui să spun. Și nici nu puteam să sun pe nimeni pentru că eram pe telefon. Și am născut într-o liniște așa, am pus muzică în casă să se audă ceva și am plâns foarte rău. Foarte este nepotul tău? Dacă Ionuț este... Nu, dacă îmi spui bunica, o să trebuiască să-ți dau cu telefonul în cap. Și mi-a să știi să n-avem. Deci, vezi că sparge și ție ochelare. Este fratele meu și mai mic. Sau ceva. Vandici, mi-e mile de bătaia care am făcut-o dat. Bătaia mea, nu ia nimeni. Care am să-ți dau, exact. Bătaia mea, mea e pusă deoparte. Nu știu ce mi-e, dar mi-e drag. Asta pot să vă spun sigur. Mi-e drag. Deci așa ai primit vestea venirii pe lume, dar vestea în care eu nu se anunța că va avea un copil cu Cami. Doamnă, vreau să vă spun ceva. Știți... O să vă dau o veste. Voi fi tată. Au! Și făcea și el. Nu-mi vine să cred. Ce fericit sunt. Ce se întâmplă. Se schimbă lucrurile. S-au schimbat radical. Da, deodată. Cum ne-am trezit noi așa. Da. Și ne-am bucurat și ne-am bucurat și ne-am bucurat. După care ne-a apucat sperietura. Pentru că ne-am dat noi seama că vine bebe. Ce frumos ce era facem să... cu el? Ce face cu el? Îl gestionăm? Trebuie să-l gestionăm pe bebe. Trebuie să ne ținem la el. Al nostru trebuie să ne îngrijim. Înțelegi? Trebuie să-i dăm să mănânce. Al meu dansează, slavă cerului, bă, e solicitat, sunt fericită, aș putea fi și mai fericită, este un dansator foarte bun, dar are un defect uriaș pe care l-am observat și la tine, Artene, și pe care o să trebuiască să-l ștergem. Bun simț, nu se poate. Deci mai ușor. Și nu se cadrează. Nu se cadrează, vorba, nu se merită. Nu se merită. Nu se merită. Așa. Deci acest bun simț îl împiedică pe un om extraordinar de valoros să fie miliardar. Că eu la ce văd și ce am văzut în copilul ăsta și ce eforturi uriașe face și ce sacrificii și ce vrei tu, ar trebui să înnoate în bani. Nu înnoată, pentru că preferă să danseze. Nu este un înnoatător, ci un dansator. Da. Deci, ne-am trezit cu ideea că vine bebe și nici nu putem să ne zicem unul altuia, aoleo, și acum cum facem? Vă descurajați? Înțelegi? Nu voi se... trebuia să fiți puternici. Eram și se apropia veleatul. La un moment dat, mai am o veste. Care? Nu e fată. Și-a spus că nu-i de râs. Nu-i de râs. Eu am zis și că... Și nu era băiat. Și eu am și zis... era fată. Era fată. Păi da, nu era... eu m-am speriat că-s geme, zic, gata. Da, dar a fost problema pentru că timp de 6 luni mi-a spus că e... Că e fată. Timp de 6 luni. Și dă-i cumpără și haine roz. Cumpărături, am cumpărat de toate. Tot ce, numai roz, frumos, că iubita mea e numai roz, îi place foarte mult. Așa e fetiță, numai cu toate, cu roz, așa. Și când am mers la control... În a șaptea lună ne-a spus că e băiat. Și problema e și ne-a spus doamna doctoriță că noi nu ne-am înșelat niciodată, nu știu ce s-a întâmplat. E, acum. Și acum, nu știu ce să mai facem. Ai păstrat bonurile? Da. Schimbăm tot. A spus să schimbăm tot, da. A fost, dar nu știu cum. A fost, nu știu. Mamă, nu de pe nașa. Tu ce-ți dorea, Ionuț? Îți dorea fetiță sau un băiat? Mă, fetiță pentru că noi am fost mai băieți la nu știu, ne-am fost 5 flăcări înalți și am zis că s-a bat nimeni și neosurioară, dar acum nici nu mai contează. Ne mi-a dat seama că bă, orice vine, să vină sănătos, să fie, să... Și când îl văd acum, e băiețel, e al meu. E perfect. E perfect, e perfect. După ce s-a născut, mi-a trimis poza pe WhatsApp
îți dai seama că m-am, gata, m-am topit definitiv, nu mi-a mai trebuit nici apă. Exact când a născut. Exact când a născut, eu eram acolo la prindere lângă Ionuț, îți dai seama, și eram înnebuniți unul lângă altul, când l-am văzut perfecțiunea. Bine, cât de frumoasă e Cami, adică să mă ierte Dumnezeu, dar după ce ai născut chiar să arăți așa, ca o... Vitamin, da. Este superbă. A avut foarte mare grijă de ea, e de invidiat. Da. Deci și când a născut, așa cum a intrat, așa a și ieșit. Nu avea nimic. Și a făcut cezariană. I-a fost teamă? Eu am fost lângă ea acolo și vedea seama că eu am văzut cezariană, cum se face. Și ce înseamnă aia, am văzut tot. Și n-ai reșinat, nu da. Așa eram. Tremuram acolo și camera în partea de și de la mine, așa și eu. Ce zic? Te dai să-i dau o siguranță și că dacă eu eram... Da, și de te-ai o siguranță. Ce vreau să seama că trebuia să fiu tare. Și a fost greu. A fost auzi, greu, dacă Camine te-a întrebat, ce faci mă, eu nu te cu cine vorbești pe WhatsApp? Că eu am treabă aici, a tu ai altă treabă? Și zici, și zic, da. Și ea ce zice, și ea ce zice. Am avut o conversație tot ăsta. Ce frumos. Da. Sunt lucruri care, nu știu, pe care eu nu le mai așteptam. Adică ceva atât de frumos în viața mea dintr-o dată, nu știu, n-am cuvinte. Când am avut-o pe Maia, n-am cumpărat nimic înainte, pentru că noi suntem superstițioși unii dintre noi. Nu e bine ce spun, iartă-mă, Doamne, știu că nu e corespunzător, dar am zis nu. Și fusesem la un hipermarket cu o seară înainte de a se naște. Și am zis, hai să cumpăr niște haine măcar albe, dacă nu... Colorat. E, îmi dau seama ce ai simțit tu, dacă mie, când mi s-a născut fata și nu eram acolo, aveți o fetiță de... Oh my God! Eu nu știam dacă e fată sau băia nici eu, dar n-am cumpărat nimic. Pentru că eu cunoșteam pe Maia dinainte de a se naște ea. O cunoșteai, vorba ta, din alte sfere, din alte lume? Mi se spusese că va veni. Incredibil. Cine ți-a spus asta? Niște oameni. Avizați. Niște îngeri de oameni. Oameni din carne și oase. Mi-au spus, avem o doamnă. Cu tare. Și eu nu am întrebat. Cum e că toată lumea mă întreba? Dar analize. Cum? Dar dacă e fată sau băiat, nu mă interesează. Nu te interesează. E copilul tău. Știi de la început despre ce e vorba. Zic, bun, și dacă făceam eu de la mine din burtica mea, de unde știam eu, în ce neam se aruncă și ce bolia de la unul, de la altul. Apropo, cum îl cheamă pe fiul nostru? Aha, stați așa că aici pe finul, mă scuzați, fiul cu n între paranteze ca să dea frumos. Matei Ionuț Tănase. Matei Ionuț Tănase. Hai să mai facem un... Mă scuzați, ok. Și cine e nașa? Matei sau Ionuț? Deo. Bun, și dacă am lăsat de la noi... Știu și eu... Stau un nume la întâmplare așa, care îmi trece prin cap. Acum, la plezneală. Dacă l-ar chema... Matei? Și Matei. Și Ionuț? Și Ionuț. Și are trei. Mă rog, fără numele pe mine sunt două. Am înțeles. Aveți vreo idee? Da. Am eu. Dar acum mi-a trecut prin cap. Am și eu. Potolește-te, Ardene. Sau Tudor. Tudor? Sau Tudor. Sau Teo. Sau Tudor. Zic și eu. Se poate o poreclă. Tudor e mai frumos. Tudor. Matei. Da, mă, și Matei, ce-am zis eu? Matei, super! Măi, nu, trebuie să te iau acum să te bag în culise, să-ți dau o mamă de bătaie zdravână. Păi cine a fost înțelegerea noi? Ce vis ai tu neîmplinit? Ai declarat? L-am declarat. Ce ai declarat? Ce ai declarat? Ce ai declarat, mămică? Cum l-ai declarat? L-am declarat. De ce l-ai declarat? L-ai declarat? Da. Fai de capul meu. Bine, atunci de fiecare dată când îl cerți că nu și-a făcut temele, îl strigi Tudor ca să nu se supere. Ok. Ok? Bun, am rezolvat-o și deci ne-am rezolvat, ne-am liniștit. Asta nu știu dacă într-adevăr poate constitui un răspuns oficial din partea lui Teo pentru tine, dacă îți va năși copilul sau nu, însă până vom primi răspunsul de la Teo, aș vrea să vedem un material, un mesaj, tot o surpriză pentru tine, Ionuț, din partea unei alte persoane care ți-a fost alături, cel puțin cele 3 luni de zile în care ați concurat împreună. N-ai nicio bănuială. Ei... Are. Dacă vorbim de 3 luni. Dacă ați zis 3 luni, mi-am dat clar atunci să urmări. E vorba. Suntem împreună cu Jojo chiar înainte de premiile Gopo, cel mai important eveniment al anului din punct de vedere cultural. Bună seara. Bună seara.
Jojo, vreau să te întreb, cât că ai auzit, de fapt, despre Ionuț Stănase, că a devenit tătic, fostul tău partener de la Dansez pentru tine, pe care l-ai ajutat să ajungă până în finală să câștige marele premiu. Și prietenul meu bun, însă el s-a ajutat singur, pentru că este un talent deosebit și are un suflet special. Și mai mult decât atât, toți cei care ne-au susținut, ne-au ajutat pe parcurs și ne-au dat și mai mult curaj. Și iată că în finală Dumnezeu a vrut ca el să fie câștigătorul. A meritat din plin, pentru că este un suflet deosebit, un om foarte talentat, un tânăr foarte curajos și ca dovadă, iată că a demonstrat că are seriozitate și îl vedem astăzi în postura de tătic, un tătic grozav, un tătic mulțumit, un tătic fericit. Voi ați auzit, eu știam. Când ai aflat? Uite, vezi, eu... Da, de când era Camelia gravidă, eu știam, eu am fost oarecum acolo. Deci tu ai fost practic la curent cu tot ce s-a întâmplat în viața lui. Putem spune că acest concurs i-a schimbat viața, nu? Și mai ales câștigarea lui. Cu siguranță, dar că el este la voi în platou chiar în acest moment. El știe și simte asta de când s-a încheiat sezonul cu numărul 12, Dansez pentru tine, și până în ziua de astăzi, el a simțit că este binecuvântat. Și iată că faptul că a mers acolo și că a luptat pentru convingerile lui și pentru a schimba viața nu a fost un lucru întâmplător. Poate că cineva de sus i-a pregătit acest drum și l-a salvat dintr-o chestiune care nu era tocmai fericită. O țară întreagă i-a auzit povestea, o țară întreagă a simțit energia bună acestui tânăr pe care eu îl ador și a meritat succesul și își merită norocul și își merită poziția și își merită familia și mă bucur din tot sufletul pentru el. Îi ador pe toți trei, cel mic este adorabil. V-ați întâlnit deja? Nu, l-am văzut în poze și nu știu încă, nu pot să-mi dau seama cu cine seamănă exact. Dar având doi părinți atât de frumoși și de plini de energie bună, sunt convinsă că va fi un bebeluș absolut minunat. Mesaj pentru Ionuț, poți să te uiți în ochii lui. Dar mesajul meu l-am spus lui Ionuț de mult, dar o să o fac și acum. Ionuț Stănase, tu ești special și eu am știut acest lucru din prima clipă în care ne-am întâlnit. Am știut că tu ești alesul, am știut că tu ai un drum și nu ai dat greș. Te iubesc din toată inima și să fii așa, frumos, în suflet, toată viața ta. De seară plină. Ceva frumos. Nu, m-am pus pe Jelica retardata pentru că nu pot să văd imaginile astea. Nu am cum să văd așa ceva. Deci, atât de fericiți eram și atât de fericiți până la urmă vom mai fi. Uite de câte lucruri minunate. Iar Jojo este ceva, o bucurie de om, o sărbătoare de om, moarte dragă. Îmi pare rău că n-a putut ajunge, dar na, știi cum se întâmplă în viață, mai sunt și alte lucruri pe care trebuie să le facem. Tu ești gata. Alesul, spunea Jojo. Da, și eu iubesc foarte mult pe Jojo. Relația între mine și ea este o relație foarte specială, suntem ca niște frați și pot conta și ea poate conta pe mine oricând. Nu se poate descrie în cuvinte ce relații frumoase pe să avem noi doi. Este o relație de pe tine foarte, foarte frumoasă, specială. Nu ai câștigat un concurs. Ai câștigat o familie. Ai câștigat, și mă gândesc la Teo și la Maia, ai câștigat prieteni adevărați, Jojo. Ți-ai câștigat viața pe care tu n-ai avut-o niciodată. Da, parcă e, nu știu, și în momentul ăsta, parcă e imposibil ce se întâmplă. Nici nu vine să cred. Adică eu am urmărit-o pe Teo de când am fost copil și toate misiunile astea posibile și la care eu nici măcar nu mă speram vreodată că o să cadă frate într-un platou sau o să dau mâna cu o vedetă importantă sau nu știu. Și acum parcă este de neimaginat. Adică copilul care dormea prin scări de bloc, copilul care a trebuit să muncească ca să aibă ce să mănânce, copilul care a luptat
cu tot ce e posibil pentru ca să găsești o bucățică de pâine, în momentul ăsta e, nu știu, e greu de definit. Nu pot să mă exprim, sunt foarte... Ceea ce ți-ar întregi bucuria ar fi răspunsul pozitiv din partea lui Teo. Așa este, viața mea ar fi completă cu răspunsul doamnei Teo. Am o prietenă pe care o iubesc foarte mult, al cărei nume este Carmen Tănase. Carmen Tănase are un băiat frumos și deștept, pe care îl cheamă Tudor. De asta te tot bat la cap, pentru că Tănase, Tudor, Tănase ar fi doi. Ar mai fi unul, înțelegi? Ar mai veni unul din generația asta. Dar bineînțeles, chit că vezi tu în cazul meu, hai să, de mâine o să mă strigi Matei, doar că o să mă scrii ca Mirei. Bineînțeles, aș fi onorată. Vreau să-mi cer scuze că am venit îmbrăcată așa și că am venit, cum mă vezi, dar am venit jumulită de pe drumuri, pe un frig de nu-i adevărat. Mulțumesc oricum, nu contează pe mintea omului. Mulțumesc de frumos! Despre asta este practic, acum s-a decis, urmează data să o stabiliți, da, dar pentru că tot vorbeam de nașteri, eu aș vrea să anunț că ai născut și tu astăzi ceva, Teo. Un puiuț al tău. Nu vreau să vorbim despre asta. Un puiuț care în 10 minute a adunat cât Maria? 2000? 2000. Ți-ai făcut 2000 de prieteni. Deci, stimați telespectatori, împreună cu un foarte bun prieten, am creat ultimul blog din România, care este blogul meu. Nu numai frige, că este... Frige. Stai să-ți explic. Toată lumea și-a făcut când era de făcut. Eu am venit mult prea târziu. Blogul meu este... prost și neinteresant. Asta îl face deosebit. Care e adresa lui? Nu am de gând, teotrandafir.com. Am de gând să scriu nimic interesant vreodată. Am de gând să scriu despre cine mă enervează foarte rău, deci nu e interesant pentru nimeni. Rămâne de văzut. Te oferi. Poți să încep cu mine, dacă e cazul. Poți să zici de bine dacă vrei, dacă e cazul. Asta zic, dacă dorești un bombeu, un ceva, îmi spui cum și ceva. Deci va fi un blog ultimul de pe lume, nu interesează pe nimeni, ceea ce este perfect, nu o să-l citească nimeni, nu vi-l recomand pentru că îl scriu eu personal. Ești sinceră pe blog, Teo? Nu. Asta vedem dacă mă minte. Bineînțeles că sunt. Ai spus. Nu e. Ai spus. Teotrandafir.com. Teo. Deci www.teo. O să fiu sinceră pe blog, pentru că o să preia jurnalele și... Trandafir.com. O să preia ziariștii, dragă. Am și scris un articol despre... Păi ăsta micu ce o fi? Jurnale. E el primul. Da, și mă, din gură. Cum? Și știe să citească sau dacă să uite la poze. Asta nu mă uit la poze. Păi dacă n-ai poze, eu nu mai intru. Ce-ai nebunit? Cum să facem blog fără poze? Avem poze? Avem și poze. Acum din emisiune ai făcut? Ar fi și culmea. Nu, că noi am venit cu fotograful nostru, ca să fim siguri de cadrele noastre. Deci mâine ne vedem pe blog, care va să zică. Ați înțeles? Da? Eu nu vreau cadrul cu Vandiș sau fotograful lui Vandiș sau lui Artere. Eu să fiu sigură, eu vin cu ale mele, dar ca să am bancul de paroșe pentru noi. Se fac poze acum pentru blog? Fiecare cu fotograful. Da? Faci poze pentru blog? Artere, tu pentru blogul lui Teo? Incredibil! Faci poze pentru blogul lui Teo? Mulțumesc! Dacă vrei poze cu mine pe blogul tău. Dacă îmi fur pozele de pe Facebook sau de pe blog. De pe blogul tău... În persoană. Nu. Măcar... Bine, hai. Măcar una. Hai. Dragii noștri, eu mă bucur din toată inima de prezența voastră în această seară în platou. Mai ales că Teo a avut nebunia asta să meargă după Marius Niță, să-l creadă, să accepte, să... Eu nu înțeleg cum ai făcut-o treaba asta. Trebuie să vă explic cum s-a întâmplat. Dar repede, că mai avem puțin. Era frig? Și vroiam să intru undeva. Asta am vrut. După Marius Niță. Bă, asta e mașina ta, da. Ai căldura pornită, da. Vine fata cu tine. Mi-a pus muzică și mi-a promis vin. Nebunia momentului a adus ceva frumos, atât în viața noastră, cât și în viața lui Ionuț, pe care eu îl felicit din toată inima pentru tot ce a făcut până în acest moment. Să vă dea Dumnezeu sănătate și viață lungă și frumoasă. Să te prind eu că nu mă invit la botez, că mi-au cămașa. Și eu îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine. Frumos. Și eu vă mulțumesc frumos. Și ține minte, Tudor, da? Frumos. Dragii noștri, eu am ascultă pauză de publicitate. Mă ne puteți vedea pe parcursul pauzei și pe Facebook, acolo unde suntem împreună. Și pe mine mă puteți...